Ceea ce vedeți aici este un tractor care încă funcționează. Ia uitați-vă aici ce cuțel avem la vechi. Uite, grăsire, da. Uite ce cuțel aici. Uitați-vă ce cuțel avem aici. Stai și te întreb cum ajung anumite clădiri de genul ăsta să ajungă în halul ăsta. M-am retras cățelul ăsta liniștit. Bună dimineața! Am plecat spre Constanța, Mangalia. Mă duc să văd un client acolo. Este ora 7:30 dimineața. E foarte frumos afară. Nu plouă. Haideți cu mine la drum. Suntem pe brațul Borcea, ne apropiem. Am ieșit de pe autostradă, intrăm în Agigea, mai sunt vreo 40 de km până la locul unde trebuie să ajung eu. Gata, am intrat în Eforie Nord. Avem 6 km până ne pornim sud și continuăm drumul tot așa până la Mangalia. Suntem deja în Eforie Sud. Abia aștept să ajung să văd marea pe anul ăsta. Nu cred că sunt foarte mulți turiști deocamdată. Nici eu nu sunt un turist, propriu zis. Pentru treabă pe aici. Să vedem. Uite aici, dacă am luat-o la stânga, am ajunge în 6 km la Costinești. Dar noi ne continuăm cu comentariile. Urmează să intrăm în Saturn acum. În scurt timp o să fac stânga aici, la intersecție. Ce scăție, nu se numește Grațiela. Ce faci, mă, tu, Grațiela, mă? Și-a zis, da, și-a zis că nu plecat. Saturnul vă salută. Am ajuns. Mă instalez acum. Îmi pun laptopul. Și mă apuc de treabă, pentru că am venit pentru treabă aici. Ia uitați-vă aici ce cuțel avem la vechi. Uite, grăsire, da. Uite ce cuțel aici. Uitați-vă ce cuțel avem aici. Grăsire, da. Bă, ce este, zioasă și aici. Bă, nici cu ea cineva în seamă. Grații! Mă merg din nou la trap când v-a văzut. M-a cunoscut. Salutări din Venus, Constanța. Bună dimineața. Acum am trezit și mă pun la drum. La treabă. Străzile din Venus, dimineață, liniștite. Cam ăsta e vibe-ul pe aici.
M-au trezit pescărușii de dimineață. Lumea se pregătește de sezon aici. Se fac ultimele pregătiri. Cam liniște pe aici. La ora asta, încă nu s-a trezit lumea. Stațiunea, parcările nu sunt chiar full. Deci parcarea încă mai are locuri libere. Dar de obicei pe aici e full. Că e zona de hoteluri, restaurante. Toate par închise la ora asta, evident. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Aseară era animat pe aici, acum dimineața e liniște și pace. În plin sezon nu e chiar așa nici dimineața. Pleacă lumea la plajă la ora asta. E forfotă pe la restaurante cu mic dejun și așa mai departe. Dar acum e gol, nu sunt turiști, se vede. Și după numărul de mașini, pentru că infrastructura aici nu permite un număr foarte mare de mașini și este foarte, foarte aglomerat în timpul sezonului. Întotdeauna mi-a plăcut stuful ăsta așa de la restaurant. Uite, lumea deja se pregătește de deschis. Pe aici sunt niște magazine deschise. Uite și litoralul Mării Negre. Plaja de la Saturn și am zis hai să vă arăt câteva cadre de aici, să vedem cum arată plaja. Plaja e pustie acum, probabil în weekend o să mai fie clienți. Bine, nici nu mă așteptam joi, în timpul săptămânii, să fie plaja plină la ora asta. Dar e destul de cald, apa cred că e rece. Uite, aici e o terasă drăguță, dar fără clienți deocamdată. Îmi plac mesele astea și umbrelele astea din stuf. Vă recomand aici, în Saturn, plaja Adras. Va fi deschisă în curând. Zona de șezlonguri e foarte mișto. Foarte, foarte mișto. Foarte curat. Și hai să mergem să vedem apă. Uite că este și ceva lume în apă. Câțiva temerari, câțiva oameni. Nu prea mulți. Mamă, ce m-aș băga și eu, dar n-am venit pregătit. N-am venit la plajă, am venit cu treabă. Se va deschide acest bar aici și în timp ce savurați aici o bere, un cafe frappe sau un cocktail foarte bun,
fac niște cocktailuri foarte bune aici. Copiii se pot juca aici, este și un loc de joacă foarte drăguț. Sau vă puteți relaxa pe șezlonguri. E fain, deocamdată însă nu sunt clienți, nici nu s-au deschis încă. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Ideea e că am găsit undeva mai încolo, mai am de mers pe jos un pic, o clădire părăsită, abandonată, nu știu ce a fost acolo, restaurantul, club, magazin, I don't know, și încerc să arunc o privire pe acolo, să văd cum arată paracina. Hai cu mine să vedem care-i treaba acolo. Deci sunt două clădiri de care vă vorbeam. Odată una care cred că e o parcare sau ceva, nu știu ce e aici, asta din față pe care o vedeți, o să merg mai aproape, și pe urmă mai e una pe partea alaltă, pe partea stângă acolo, o să merg și acolo să văd ce e. Ce e un câmp viran, un teren viran, nu e nimic pe aici, și probabil că sunt șerpi, nu știu, sau alte ligioane. Și aici sunt curios ce a fost aici, e o parcare, un magazin, e părăseală complet. Hai să vedem ce găsim pe aici. Vreo ligioană, poate, cine știe. Nu știu. Trebuie să fiu atent pe unde calc. Era să calc și într-un lemn cu un cui în sus. Deci nu m-am prins ce e chestia asta aici. E un câine acolo, n-aș vrea să-l deranjez. Așa. Să intru pe teritoriul lui. Nu cred că e o idee bună. M-am retras, cățelul ăsta e liniștit. Dar oricum nu e cine știe ce chestie de văzut. Săracul cățel s-a retras și el la umbră. E foarte, foarte cald. Și acum, vis-a-vis aici de hotelul ăsta din față, undeva în partea dreaptă, iarăși e o părăseală din asta. Nu știu ce să traversez. Ilegal pe aici, frontiera. Așa. Undeva aici. Undeva. O să fiu discret, că văd un nene de la pază că vine spre mine, dar mă facă nu știu despre ce e vorba. Să vedem ce e pe aici. Tot așa, o clădire părăsită. Ia uitați-vă, frate. Aici a fost ceva, magazine, ceva. Ce-o fi pe aici? Gol. Ia să vedem pe aici. Uitați-vă ce ruine pe aici. Și să mergem în sparte. Wow. Aici zici că a venit dezastru. Ia uite-te, o frate, ce e aici. A fost complex alimentar, un magazin, nu știu ce a fost aici. Clădirea asta este să cadă, nu mai e nimic pe aici. Da, stai și te întreb cum ajung anumite clădiri de genul ăsta să ajungă în halul ăsta. Pare ce s-a întâmplat. Probabil aici, pe vremuri când a fost nou, era forfătă de lume, se întâmpla ceva, se vindea ceva, se făcea ceva. Și acum ia uitați-vă ce e aici. Dezastru, ia să vedem aici ce este. Tot așa, nici nu intru acolo pentru că... Hai să încerc să intru un pic, să vedem ce e pe aici. Dezastru, ia uitați-vă. Gunoaie. Mă întreb dacă cei de la primăria din oraș au habar de focarul ăsta de infecție, deci. Altfel, taxe și impozite știu să ceară. Peste tot. Peste tot. Da. Și aici am pe deja zid comun cu ăsta. În partea dreaptă sunt niște chestii. Uite, autoservire, uite, locație.
Da, interesant cum a ajuns chestia asta în paragin. Dacă știe cineva ce a fost aici înainte, scrieți-mi în comentarii. Că sunt și eu curios. Ceea ce vedeți aici este un tractor care încă funcționează. Bine, nu are chei de pornire. Se pornește de aici, de la electromotor. Se pune bateria și trebuie să nu fie în viteză și pornește. Încă merge. Făcut de uzina de tractoare Brașov. Da, seama. Este halucinant că încă acest tractor, care nu mai are geam, nu mai are nici cheie, cam așa arată cabina, încă funcționează. Cam așa se vede din tractor. Da, da. Mă aflu în tractor. Ia uitați aici. Stă bine ca tractorist? Ce spuneți? Am ajuns și pe plaja din Eforie. Hai să vedem cum arată. Acest vlog aici, la plajă. Hai să vă arăt cum se vede. Sper să vă fi plăcut incursiunea mea scurtă de o zi în zona litoralului românesc. Promit să mă reîntorc în vara asta și să mai vedem și alte locuri de pe aici.